Bună ziua, domnule Petre. Urmează deplasarea la Arad contra celor de la UTA, pe un stadion complet nou pentru echipa dumneavoastră, care nu ați mai evoluat. Cum ați pregătit partida? Bună ziua. O deplasare lungă la Arad, într-adevăr. O echipă bună. O echipă cu dublă motivație, dacă pot să spun așa. În primul rând, faptul că sunt destul de aproape în accederea play-off. Și, în al doilea rând, faptul că sunt echipa care au câștigat doar un singur meci pe teren propriu și cred că motivația și ambiția lor va fi foarte, foarte mare. În ceea ce ne privește, mergem acolo încrezători, dorim să ne păstrăm prima poziție, să câștigăm și să mai adunăm 3 puncte în clasament. Vă gândiți să menajați unii dintre jucători, mă refer la cei care sunt la limita suspendării, vederea partidei cu CFR Cluj de săptămâna viitoare? Nu, ne interesează să câștigăm următorul meci, căutăm să aliniem cel mai bun 11 posibil și tot ceea ce contează e meciul din mine seară, punctele pe care trebuie să le câștigăm din seară. Cât de important este această partidă, ținând cont și de partida de la Liga 3-a, unde ați trimis o parte dintre jucători, cum ați gestionat lotul în această seară? Da, noi avem o listă cu jucători care pot participa și la jocurile echipei a doua din Liga 3 și am considerat că pentru acest meci să împărțim oarecum lotul în două, dar, încă o dată repet, pentru noi este foarte important meciul de mâine seară și trebuie să-l câștigăm pe cel de la Arad. Ținând cont de evoluția vremii în ultimele zile, cum credeți că se va prezenta gazonul? Nu știu ce ne așteaptă acolo, din informațiile pe care le-am acolo, nu a nis, în schimb va ploua la ora jocului, e posibil. Nu contează condițiile meteo, contează ca noi să încercăm să facem tot ce depinde pentru a câștiga acest joc. Revenind la o discuție legată de stadion, se pare că ultimul meci pe care îl veți disputa pe teren propriu va fi cel cu CFR Cluj, urmând ca după aceea să echipa să ia iar drumul țării. Unde ați prefera să evoluați în meciurile rămase din campionat? Mă refer la cel cu Craiova și, bineînțeles, partidele din play-off. Da, ultimul meci pe Arena Națională din jocurile de acasă. Mi-a convenit ceva cât mai aproape de București, cât mai aproape de baza noastră, un teren bun pe care să putem să ne desfășurăm jocul. Vom vedea ce soluții vom găsi. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.